Dimineața, de ce trebuie să te dai în spectacol, în fața cuiva, o țară măcar, adică sau să da? Fie la job sau în familie sau în penetrezi spațiu, un fel de, am auzit ce ai zis, nu neapărat verbal și cu acțiune, și dinăuntru tău, dar când faci și acțiune și verbal, vezi în jurul tău, în lume, în parlamente, nu numai în proiecțiile vechi, prezent, trecut, viitor. Da. Ești în energiile înapoi în viitor. Cum ai intrat în transformare? Tu ai vrut să intri în transformare când te despachetai sau tu ai vrut să intri în transformare ca să te despachetezi? Acum, nesilit, nesilită de nimeni, intri în transformări. Știi? Dar ai ieșit. Știi? Ca să ieși, trebuie să... Ce înseamnă să simți? Să înțelegi că ești în... Da? Ok. Trebuie să accepti începuturile și sfârșiturile. Ciclu. La orice, la tot. La tot. Da? Viața o acceptăm și moartea în un fel de... Pentru că altfel nu înțelegi cum, ce, de unde. Nu înseamnă că... Știi? Ce vreau să zic. Așa. Și când visele, am mai zis, visele sunt lumi paralele, am acceptat și că nu neapărat, dar am sărit în scenariul ăla unde visele sunt lumi paralele, da? Cu cine rezonează. Și atunci, tu când accepti ceva sau nesilit, nesilită de nimeni, intri în ceva, te hotărăști, da? Adică ce înseamnă te hotărăști să intri în ceva? Ești curios, curioasă, vibrațional intri. Da? Ți se arată într-adevăr că e visul, e realitate și ai sărit din. Și tu dacă vrei în realitatea aia în care ai fost, la fel ai cheile. Nu că să te întorci, dar... Ele nu sunt să te întorci sau să pleci sau e trecut, viitor, este toate în prezent. Și azi e un fel de, m-am dus la magazin, la tot magazinul ăla, dar e în transformare, știi? Vreau în, nu mai spui în trecut, în prezent, în viitor, în vibrațiile cu tare, când eram, nu știu cum, da? Vorba cântecul, mă ținea iubitul în brațe sau iubita avea grijă sau, da? Sărutul ăla care îl ține minte fiecare, da? Și îl visezi la un moment noaptea, e ca și cum începutul sărutului. Tu accepti să intri în așa ceva și ți se pare cumva neadevărat, dar e vis și totuși e adevărat. Da? Și în clipa aia când ai avut visul ăsta cu prieteni, colegi, nu știu, cu... Da? A intrat în scenariul ăsta și normal că la început e, zici că nu e adevărat până se developează și se întâmplă, știi? Da. Varianta de transformare rămâne ca ceva ce, ca o sperietoare, ca și gen moarte, gen așa. Sectorul cuantică, fizică cuantică, zi, te aduni multidimensional, dar e de fiecare dată când vrei să vezi alt scenariu, să sari în alt scenariu, știi? Un fel de astea o să te susțină, varianta asta o să te cam susțină, breakdown, illumination, the tower. Da? Intri în așa și e crossroads, drumurile se intersectează,
explozie. Explozie care, nu că e explozie, dar e ceva energetic, ai simțit. Când s-a simțit puternic, la care, cum, în atingere, într-o întâlnire, da? Ochi în ochi, să zicem. Ochi în ochi, gură în gură, da. Știi? Varianta. În cuplu e foarte puternic, foarte. Că rămâi, că nu rămâi cu omul, nici, până la urmă nici nu înțelegi că nu e despre asta. Deși, da, știi, a fost ok. Da, intri în energiile de New Beginnings, Ace of Wands, da? Masul de băte. Așa, începuturile tale. Dar începuturile tale nu înapoi în viitor, că eu așa înțelegeam, ci începuturile tale în alt scenariu. Știi? Că eu le luam și așa și atunci pot fi și așa. Intri în New Beginnings, înapoi în viitor. S-a upgradat. Și tu nu mai ești un fel de, dacă o iei motamo, da? Traducerea, un fel de... Nu mai faci profesia aia, faci profesia asta. Da. Și acum ești în energiile când ai plecat din țară, cine a plecat sau a hotărât să schimbe jobul sau în țară, dar în alt oraș sau în alt sat. Aha, am înțeles. Nu de mult, ce a fost ultima dată? Acum ești în energiile astea când te-ai mutat. Când te-ai mutat? Job sau familie sau țară sau... orășel sau când te-ai mutat cu în 21, da? Eu în 21, 2021. Acum, până la sfârșit de an, ajungi undeva într-un punct de unde deja ai crezut că ai ieșit și ți s-a dat peste nas. Nu. Eu, da, asta simțeam. Și mi s-a dat peste, nu, n-ai ieșit încă. Îți vine balaurul principal și rămâi, da, dar nu mai e treabă, nu. Tu ești balaurul care, da, nu mai vine nimeni, când eu nu vine nimeni, nu? Vai, doamnă dragă, dar ce vorbiți, da. Change și transformation. Da? Dar nu te mai deranjează. Ești în plină viteză, ești în mijlocul transformărilor acum. Da? Un fel de... mă uitam la cântar nu știu care, da? Și în spate era un clip furtună, zboară tot, da? Și ea stă ca o vrăjitoare adevărată, ca un mag și ține lumea. Da? Și nu îi se întâmplă nimic. Și vârtejul e chiar în vârtej. Ei, asta e varianta. Asta e varianta. Acum ești. Cum ești? Ei, mă furnică o țâră așa de plăcere. De acolo. Și normal că aștept să vină banii și banii nu vin. Că ești în energiile de transformare. Dar cumva erai pe pereți. N-aveai una alta și ai... un fel de război magic, ai plătit cu banii și la sănătate cât ți s-a umblat în vârtej, în nebunie, un fel de, cum pe timpuri, da? Plăteai cu ceva, sănătate, bani sau eu știu ce, chakra 2 simt acum. Mm-hmm. Plăteai cu, că mi s-a luat tot, da? De aia ai trecut, de aia ai sărit, pentru că ai plătit altfel, vibrațional plătești. Știi? Acum sărim în așa ceva, ca să înțelegem unde suntem. Vibrațional plătești. Și nu știi, nu poți să... Nu dau eu nimic, nu, ei, nu, dar cine te întreabă, știi? E un fel de plătești, a spune, da? Zboară de lângă tine tot. Tot ce te deranjează să faci săritura, să te transformi, să sari în alt scenariu. Alt scenariu total. Dacă tu te schimbi în halul ăsta și la față și la duh, normal că și în jurul tău se schimbă totul. Și lumea așteaptă să fie mai bine, să fie...
pentru om ce e mai bine, nu știi, vezi ce ți-e mai bine. Și de-abia înțelegând ce pentru tine e mai bine, în 3D era un fel de nu-mi trebuie nimic, dar am fericire, da? Asta e pentru mine cel mai bine. Ei, vibrațional înțelegi acum, stai un pic, nu-mi trebuie nimic, dar să fiu fericit, fericită. Și la un moment dat, cum să nu-ți trebuiască o bucată de pâine, știi? Se adună, se adună, se adună și îți umple cupele. Vibrațional îți adună, îți vine, da? Vrei să guși și din aia și din aia, vrei să... Da? Dar acum ești când un fel de ți-au șutit succesul, ți-au dat peste nas, toată lumea te adora, ai ieșit din ceva și ți-a dat peste nas cu, da? Poftiți afară. Te-ai dat în spectacol, da? Ai împins lucrurile și te-au poftit, da? Și ai făcut ok, ai plecat. Și neștiind, nedându-ți seama că ai făcut spațiu la ceilalți de la servici, la ceilalți din familie și la ceilalți din... Pentru că fiecare om trece prin tot ce trebuie să treacă. Noroc, în familie, cumva ai grijă de ai tăi cât poți tu, cliruind, vindecând copacul neamului. Da? Și atunci, sau începând o creangă nouă. Și atunci ai tăi, înapoi în viitor, copilul s-a născut. Dai să vezi dacă s-a născut copilul sau băiat sau fată sau, știi, înapoi în viitor se upgradează situația. Copilul nu mai are de trecut prin așa de puternic cum ai trecut tu sau ați trecut împreună. Da. Da. Roata norocului și în viteză treci în așa ceva. Și orice ți-ai dori, orice ți-ai dori. Îmi vin acum multe, dar nu vreau să le spun ca să... Da, e varianta când să nu sperii ce-ți dorești sau ți s-a împlinit și să nu sperii. Eu când le povestesc că și s-a împlinit una alta, nu te mai sperii că știi că s-a încurat și de acolo a pornit altceva, ai sărit în altă lume. Dar trebuie să accepți că sunt și momente să nu le spui, să nu le sperii, să nu... Acum acolo ești, da? Ok. Deci ai sărit dintr-o lume în alta unde te-ai simțit extraordinar și ai cheile. În orice clipă e ca un hol lung, da? ca la spital sau ca la teatru, așa e. Un hol lung și în stânga, în dreapta sunt, sau pe o parte doar sunt cabinele. Tot timpul când mă duceam la servici în altă lume, că eu așa le văd, le simt acum, să mă schimb, să mă machiez, să mă pregătesc de așa, ziceam, Doamne, parcă sunt la un spital. Azi în ce cabină stau? Azi în ce cabină? Drum bun.